Bună ziua și bun găsit la discuția noastră despre acțiunea săptămânii. Avem o perspectivă duală, fundamentală și tehnică, despre un titlu. În această perioadă este cazul să discutăm despre o companie cu prezență internațională, cu participare globală, dar și cu o conectare destul de strânsă la ceea ce se întâmplă cu filonul relațiilor comerciale dintre SUA și China și nu numai. Despre ce acțiune este vorba, vom afla în curând. Reținem faptul că instrumentele financiare sunt riscante. Avem acțiunea în format clasic, deci acțiunea propriu-zisă. Avem și un CFD pe acea acțiune pentru cei care doresc să ia și poziții de vânzare sau vor să-și utilizeze mai consistent capitalul utilizând levierul. Este alegerea dumneavoastră, dar rețineți că levierul amplifică riscurile. Dacă avem acțiunea, pur și simplu, e clar, variațiile procentuale de acolo se transpun direct în cont. Acțiunea se cheamă Caterpillar, cat.us este simbolul la noi în platformă și este una dintre cele mai sensibile la dezbaterile din ultima perioadă. Acele schimbări de așteptări vis-a-vis de semnarea unui acord, un acord cuprinzător, care să însemne evitarea unor taxe vamale mai mari și chiar tăierea unora dintre cele deja impuse, a ținut piața până recent pe o traiectorie favorabilă. Ei bine, de la finalul de săptămână trecută, lucrurile au luat-o cu totul altă turnură și vom vedea în zilele următoare ce se întâmplă, dar probabil că tema aceasta nu va fi clarificată definitiv nici măcar în aceste câteva zile. Avem însă câte ceva despre această companie fondată în 1925. Produce echipamente de construcții, motoare, subansamble. Are o serie de linii de produse, inclusiv, dacă ați urmărit, produce și echipamente de protecție și încălțăminte. O parte din o linie de încălțăminte, cel puțin, este disponibilă și în zona de retail. Nu vreau neapărat să le fac reclamă, însă, dar poate ne ajută să punctăm așa despre ce e vorba. Este însă, ne gândim la echipamente de genul buldozer, excavatoare sau echipamente utilizate în construcții, dar nu numai în construcții din acestea simple, ci și în construcții, și în zona minieră și în industria grea în general. De asemenea, oferă și servicii financiare clienților și servicii de asigurare, ceea ce cumva poate să fie o chestiune firească atunci când vorbești despre niște echipamente scumpe. De ce să externalizezi această activitate și să nu încerci să obții profit? Vom vedea dacă e compania profitabilă sau nu. Știm însă că are sediul în Statele Unite, în statul Illinois și a avut venituri de 56,7 miliarde de dolari anul trecut. Compania e inclusă în indicele Dow Jones, dar și în S&P 500, dintre cele mai cunoscute astfel de zone, astfel de indici. 101.000 angajați este valoarea pe care am găsit-o. Este o cifră mai mare decât multe din companiile despre care am discutat, mai mare chiar și decât Boeing. Capitalizarea 76 de miliarde de dolari, dar bineînțeles fluctuează în funcție de prețul acțiunii, de aceea apare aici acest simbol at 133 de dolari. E normal ca atunci când prețul se schimbă și pentru că va fi disponibilă și înregistrarea și peste ceva vreme când poate unii dintre cei care vizionează, care vor viziona acest clip, se vor uita în piață, vor putea găsi foarte probabil alte cotații, înseamnă că se modifică proporțional valoarea indicatorilor. Nu înseamnă că ei nu sunt relevanți, mai ales cei comparativi. Volumul mediu zilnic, 4 milioane de acțiuni. Ca idee, dacă acțiunea este 133 de dolari și avem 4 milioane de acțiuni tranzacționate, înseamnă că avem un volum de peste jumătate de miliard de dolari doar pe această acțiune. Așa, ca idee despre cât de lichidă este piața aici. Nu avem probleme în a tranzacționa un volum de zeci sau sute de mii de dolari într-un orizont foarte scurt. Graficul pe termen lung. Sigur, lucrurile pot să
spună o poveste defalcată aici pe mai multe etape. Pare că până în anii 90 a fost o perioadă relativ calmă și de atunci a urmat o explozie, o expansiune. Adevărul este că un trend ascendent a fost și în anii 90, numai că ritmurile masive de ulterior a făcut să se aplatizeze cumva perioada de dinainte. Ce aș reține pe acest grafic ar fi perioada 2007-2009. Compania care depășise 80 de dolari pe acțiune a ajuns să valoreze puțin peste 20 de dolari. Aceasta a fost perioada crizei financiare. În Statele Unite au fost multe companii care au înregistrat pierderi procentuale drastice, dar aici vorbim despre un 70-75%, care este foarte consistent. Este o companie care se bucură de interesul acționarilor atunci când lucrurile merg bine și este o companie care are mult de suferit când lucrurile nu mai merg la fel de bine. Asta este de reținut. De asemenea, între 2009 și 2000, aproximativ 2011-2012, am avut un impuls foarte puternic, aproape fără corecție. O situație asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Deci, piața este predispusă aici la reacții impulsive de durată și, deci, este o acțiune care nu plictisește, dar care induce și anumite riscuri. Asta este de reținut. Totuși, aș remarca faptul că, în general, performanța a fost una extrem de robustă și că, din anii 2000, prețul acțiunii a crescut de aproape 7 ori. Ultimii ani au fost, de asemenea, pozitiv, mai puțin ultima perioadă, dar vom vedea în scurtă vreme despre ce e vorba. Până atunci, însă, după această pregătire, care cred că este pe placul celor care se gândesc la tranzacționare, să trecem și spre aspectele, să le spunem, contabile, de analiză fundamentală. Niciunul dintre acești termeni nu sună foarte atractiv, dar sunt extrem de importanți pentru a ne da o idee despre ce vorbim. Nivelul de capitalizare este cam pe acolo, pe la 75 de miliarde, depinde, bineînțeles, de momentul în care s-a făcut captura de ecran și mai ales în momentul în care, la nivelul la care se situa prețul acțiunii, pentru că acestea sunt evaluate în timp real. Aici sus este Yahoo Finance. Capitalizare, deci consistentă. Valoarea price to earnings, acel raport între preț și profitul pe acțiune, 12,27, este mult mai jos decât ceea ce observasem în domeniul, ceea ce putem observa în domeniul IT, de exemplu. Sau putem să ne gândim, de exemplu, la companii precum Lyft sau Uber, care nici măcar nu au profit, nu pot să calculeze acest raport. Arată de câte ori prețul unei acțiuni este mai mare decât profitul pe acțiune. Și o veste bună e faptul că forward PE, cel care ia în calcul profiturile estimate, este mai mic. Asta înseamnă că se așteaptă o creștere consistentă a profiturilor în perioada următoare. Creșterea estimată intră și în discuția acestui indicator PEG, Price Earnings Growth, care ia în calcul și ritmul de creștere și de asemenea este o valoare bună, o valoare care se situează sub media pieței și este una destul de competitivă. Raportul între preț și vânzări, preț și cifra de afaceri, este de asemenea decent, mult mai mic decât în domeniul tehnologiei și în domeniul companiilor cu ritmul de creștere mare. Avem însă o utilizare eficientă sau poate o supraîncălzire, asta e de discutat, la nivelul raportului între preț și valoare contabilă. Dar valoarea contabilă poate rămâne în urmă, nu e neapărat un blocaj. Atunci când vorbim de companii din industrie, companii așezate, companii masive, grele, le putem introduce într-o categorie diferită față de cele care oferă
servicii sau cele care sunt în domeniul IT, care utilizează o bază materială relativ restrânsă, bază materială fizică, de genul calculatoare, clădiri, clădirile sunt în general închiriate, cu unele excepții. În timp ce aici vorbim despre investiții masive în mijloace de producție, în spații, în fabrice, rețele de transport, în infrastructură și așa mai departe. Deci e normal ca în industrie să avem un price to book mai apropiat. Teoretic, price to book înseamnă că dacă valoarea contabilă ar fi apropiată de valoarea de piață a activelor fizice, ar fi o idee despre de cât de multe ori este mai mare prețul acțiunii față de valoarea pe care ar obține cineva vânzând activele. Deci, e de dorit ca acest raport să fie cât mai mic. Compania de capitalizare de peste 75 de miliarde are cash de peste 7 miliarde, o rezervă consistentă de aproximativ 12 dolari pe acțiune. Raportul însă între debt to equity, între datoria acumulată și capitalurile proprii ale acționarilor, este un raport foarte, foarte ridicat, 231, ceea ce înseamnă că îndatorarea este consistentă. Marja de profit 11,5% și marja de profit operațional 15% sunt rezonabile pentru acest sector, decente pentru o companie profitabilă. Return on assets și return on equity sunt măsuri de, se spune aici, măsurarea eficienței managementului, cu alte cuvinte, cu activele totale pe care le deține o companie sau cu capitalurile proprii pe care le deține, ce marjă de profit poate să stoarcă. Iar aici putem spune că vorbim despre o companie destul de suculentă din acest punct de vedere, cu o marjă return on equity de peste 40%, nivelul pe care le mai găsim doar în câteva sectoare și nu sunt în niveluri larg răspândite. Deci, pare a fi o companie destul de eficientă, destul de bine condusă și profitabilă. Cum se compară ea cu alte companii listate în Statele Unite? Avem câteva nume pe care foarte posibil să nu le cunoaștem: Douglas Dynamics, CNH, Terex, Columbus, McKinnon, Douglas Dynamics și, bineînțeles, Caterpillar. Aici acest M se referă la 75 de milioane, dar unitatea nu este dolari, ci mii de dolari, astfel încât acest M devine miliarde. Iar aici avem o capitalizare de 829 de milioane, aici 13 miliarde, deci de departe este cea mai mare companie CAT dintre cele 5 propuse spre comparație de către comparatorul Nasdaq. Față de maximele sau minimele istorice, minimele ultimului an, corecție, unde se situează? E o idee bună să ne orientăm în felul acesta. Observați, e cam la mijloc Caterpillar, 18% peste minime, 18% sub maxime. Situația este diferită în cazul CMCO, de exemplu Columbus McKinnon, care a recuperat 33% de la minime, în timp ce Plow este doar la 8%. Asta, ca idee, unii investitori preferă să aibă acțiuni pe trend puternic aproape de vârfuri, alții consideră că o acțiune care e aproape de vârful ultimelor 52 de săptămâni ar putea să fie cumva scumpă pe termen scurt. Vom trece și la grafic, e doar o idee de poziționare relativă. Ceva mai interesant, cred că, este indicatorul price to earnings față de alte nume din domeniu. Avem o valoare asemănătoare cu CNHI, aproape de 12. Sigur, price to earnings e de dorit să fie cât mai jos, dar mai bună decât celelalte, în timp ce Terex nu reușește nici măcar să aibă profit. Deci aș spune că, în termeni comparativi,
Profitabilitatea este destul de bună, chiar raportat la aceste nume din sector. Deci, cu o companie mare și relativ profitabilă, competitorii săi nu arată extraordinar de bine. Randamentul dividendului înseamnă cât reprezintă valoarea dividendului anualizat față de prețul acțiunii. Și bineînțeles, este de dorit a fi cât mai mare. E un indicator important. Teoretic, dacă am încredere în compania respectivă că nu va da faliment, nu va intra în incapacitate de plată pe un orizont mai lung de deținere, cel pe care l-am eu în vedere, atunci, nevânzând acțiunea și fără ca ea să intre în dificultăți, eu obțin an de an acel randament pe care îl compar cu ceea ce mi-aduc niște titluri de stat, de exemplu, sau în instrumente cu risc relativ scăzut. 2,61 este bine sau nu este bine? Dacă e o companie puțin riscantă, este destul de bine. Dacă este o companie riscantă, atunci nu este foarte, foarte în regulă, pentru că, de exemplu, dacă împrumut statul american pe titluri cu maturitatea peste 2 ani, randamentul este 2,26%. De la 2,26 la 2,61 nu e mare diferență. Însă, dacă mă uit în jur și vreau să investesc tot în domeniul echipamentelor de construcții, subansamble și echipamente de infrastructură, obțin niște randamente care sunt în general mai mici, cu o mică excepție din partea Douglas Dynamics. În rest, toate sunt mai mici și unele mult, mult mai mici. Deci, comparativ, din acest punct de vedere, al price to earnings, al dividendelor, Caterpillar nu arată rău în industria asta. În schimb, uitați-vă la acest indicator beta, pe care comparatorul Nasdaq îl sugerează a fi nefavorabil. Culoarea roșie cam asta înseamnă. De fapt, nu e, spre deosebire de celelalte indicatoare, nu este o interpretare singulară. Beta mare înseamnă fluctuație mare, înseamnă volatilitate mare. Lucrul acesta nu este neapărat rău. Înseamnă că dacă indicii cresc, Caterpillar tinde să crească mai mult. Dar dacă indicii scad, această acțiune tinde să scadă de asemenea foarte puternic. Și vă mai amintiți graficul pe termen lung pe care l-am discutat mai înainte. Deci, important această distinție. Nu avem, din păcate, în acest comparator date despre poziționarea celor care împrumută acțiuni pentru a face vânzări în lipsă. Nu sunt disponibile aceste date, cel puțin la o primă vedere. Există niște companii care fac estimări însă pe această temă, dar este încă e cumva un tabel insuficient pentru a face o comparație din acest punct de vedere. Date am găsit raportat la volumul de acțiuni în circulație, cam 1% ar fi împrumutate pentru vânzare lipsă, ceea ce este considerat a fi un nivel scăzut spre foarte scăzut, deci nu foarte semnificativ. Cu alte cuvinte, nu mulți pariază împotriva acestei acțiuni pe termen scurt. Estimările de profit față de raportările efective. În 3 din 4 trimestre am văzut o depășire a așteptărilor, în două ocazii a fost depășire majoră, însă în Q4 din 2018 vestea a fost una proastă, iar dezamăgirea a fost notabilă. Așteptările sunt însă destul de înalte acum. Tendința general este una de creștere. Nu ne surprinde, pentru că vă mai amintiți acel indicator price to earnings, care este forward, care privește în viitor, e mai mic decât cel orientat spre trecut, ceea ce înseamnă că așteptările sunt ca profiturile să crească. Datele vor veni pe 24 iulie. Estimările analiștilor sunt în general pozitive, dar mai puțin
favorabile decât erau în martie și aprilie. Ceva s-a schimbat. Observați că de la 7 strong buys am ajuns la 4, iar de la 10 în aprilie buys am avut deci sugestii ale analiștilor de comparare am ajuns la 7. În timp ce a crescut numărul celor care recomandă hold sau sell a fost oarecum constant, dar în mai față de aprilie, dar mai sus decât cel din martie. Cei care nu mai acoperă această companie sunt cei care și-au luat o pauză, dar sunt dintre cei optimiști. Cu alte cuvinte, ceva pare a se fi schimbat în ultima perioadă. Iar evoluția aceea din graficul pe termen lung ne arată și că acțiunea a mai pierdut teren. Ultimele două mișcări au fost de scădere a ratingului dinspre UBS și dinspre Deutsche Bank, cu ajustări agresive ale țintei estimate de preț din zona 150 spre 125 sau 128 în cazul Deutsche Bank. De ce s-a întâmplat asta? Ultima mișcare în aprilie a fost justificată de către Deutsche Bank prin încetinirea creșterii economice globale. Stresul este asociat cu tensiunile comerciale și cu anumiți parametri din economiile majore. Cei la Deutsche Bank erau destul de rezervați în privința Chinei, considerau că Europa încetinește peste așteptări și Statele Unite este o zonă suprasaturată cu echipament, deci perspectivele lor nu erau extrem de încurajatoare. Dacă avem de-a face cu o companie relativ solidă financiar, dar cu perspective nu văzute nu foarte bine de cel puțin două bănci de investiții, trecem la interpretarea tehnică. Și aici, înainte de a merge direct pe platformă, vreau să vă arăt un grafic care cuprinde cu verde acțiunea Caterpillar și cu albastru indicele US 500. Remarcați ceva interesant? Care dintre aceste simboluri se mișcă mai puternic și care dintre ele este mai liniștit? Deci avem deja niște răspunsuri. US 500 este mai liniștit. Exact asta este ceea ce ne susține și e mai puțin volatil. Este ceea ce susține și indicatorul beta și e foarte frumos că putem vedea și pe grafic. Vedeți, în jurul acestei linii centrale, graficul albastru fluctuează mai puțin. Graficul cu verde fluctuează mai mult. În anumite perioade, poate fi o idee că s-ar mișca în opoziție. Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă mai ales sugerează acest lucru. În realitate este o amplificare puternică a mișcărilor plus o subperformanță recentă a Caterpillar. Dar, în general, uitați-vă aici înainte de 2010, când aveam revenire pe bursa americană, o revenire consistentă, uitați-vă la amplitudinea revenirii. Asta înseamnă că dacă avem așteptări pozitive despre economia globală, Caterpillar este o acțiune de urmărit și foarte interesantă. Dacă așteptările noastre sunt pesimiste, însă, probabil că acolo vor apărea unele dificultăți și că procentual acestea se vor simți mai mult decât în cazul indicelui american. Trecem direct pe platformă, unde ne putem juca cu acest grafic, numai o chestiune statică, și iarăși constatăm același lucru. Doar, aș mai spune eu, cu o adăugire importantă, divergență negativă de ceva vreme, de fapt, din octombrie 2018, Caterpillar nu a mai făcut nou maxim când indicii au reușit să obțină un nou maxim, iar recent, de asemenea, avem probleme. Să fie acesta un indicator anticipativ pentru ce va urma și pentru restul pieței? Nu știm. Însă, aș vrea să arăt faptul că, iată, înainte de 2007-2008, US 500 scădea chiar mai rapid decât o făcea Caterpillar. În momentul în care piețele însă au intuit
că lucrurile nu arată foarte bine, Caterpillar s-a asociat mișcării, dar divergența aceasta nu a existat, cel puțin în linii mari, pe mișcări de trimestre. În schimb, uitați-vă mai în detaliu, mai în amănunt, aici, între 2007 iulie și octombrie 2007. Caterpillar nu a reușit să facă un nou maxim, US500 însă da. Ce credeți că spune această divergență despre situația noastră actuală? Sunt foarte dornic să aud răspunsurile dumneavoastră. Am avut deci câteva luni distanță. Aici e vorba de 7 luni, dar nu are neapărat o importanță atât de mare. Dar este a doua divergență față de prima. Crezi că poate fi să fie un mesaj pentru ori pentru Caterpillar, ori pentru restul pieței, sau nu are semnificație? Văd un răspuns foarte, foarte bun și foarte interesant. Unul dintre ele sună așa: piața imobiliară revine mai greu. Cred că e o parte a răspunsului. Cred că da. Dar ce ne spune asta despre restul economiei? Din punctul meu de vedere, nu e ca și cum eu dețin răspunsul acum cert și îl validăm. E o discuție. O discuție în care fiecare își prezintă argumentele pentru așteptările respective. După părerea mea, dacă este să ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut, semnalul pe care îl oferă această acțiune nu este unul pozitiv pentru economia globală în sens larg și că ne sugerează prudență. Faptul că avem două divergențe acumulate în timp este un semnal și mai important, aș spune. Deci, nu știm dacă lucrurile se vor întâmpla așa cum sugerează acțiunea Caterpillar, dar pare a semnaliza că optimismul din acțiunile grupate în indicele US500 ar putea să fie prea ridicat. În același timp, pe termen scurt, în această perioadă va conta foarte mult ceea ce se întâmplă cu discuțiile dintre Statele Unite și China. Și dacă este să trecem strict pe un grafic al Caterpillar și vorbim despre trenduri fundamentale, dar și trenduri tehnice, trendul în ultimele trimestre a fost unul descendent și în contrapartidă cu acest trend descendent am avut totuși o corecție pozitivă începând din decembrie. Dacă piețele au crescut în general, atunci am avut o reacție pozitivă și pe Caterpillar, care însă, dacă în maxime ne ducea la peste 25%, acum a mai rămas vreo 13% sub performanța pe care o putem găsi pe indicii americani. Tendința recentă este una de scădere și pare relativ vulnerabilă piața în primă fază, dar eu zic că această abordare s-ar schimba în cazul în care am avea un acord comercial. Suportul este la 129 și 126, mai jos 123 și mult mai jos 116, în timp ce rezistența ar fi la 145, înainte de acesta 140 și ulterior poate 135. Cred că trendul acesta va fi desenat în continuare în funcție de ceea ce se întâmplă cu acele discuții. Dacă vom avea un acord, probabil că vom cel puțin vom retesta linia aceasta de trend. Însă pare că această companie, în general destul de eficientă, vorbește despre o potențială încetinire la nivel global pe care indicele american nu o recunoaște încă în totalitate. Deci, chiar și dacă am avea o victorie a optimismului pe termen scurt,
ar fi nevoie, din perspectiva mea și strict la nivel de opinie, ar fi nevoie de o recuperare consistentă a acestui grafic, care să ne ducă în zona maximelor istorice pentru a semnaliza că cererea globală de echipamente este una importantă. Și dacă cererea este semnificativă pentru mașini grele, pentru utilaje de construcție, pentru echipamente miniere, aceasta este o veste bună pentru ciclul economic în sens larg. Altfel, povestea este una mai degrabă de prudență. Văd întrebarea: cum accesez înregistrarea webinarului dacă nu reușesc să-l urmăresc live? El va putea fi trimis către participanții acestui webinar și altfel va putea fi accesat pe canalul nostru de YouTube, pe XTB România. Dacă o să îl căutați, acolo îl veți găsi. Dacă nu îl găsiți, puteți lua legătura cu noi, ori cu mine personal, ori cu cineva din zona de vânzări. Dacă nu aveți deja o persoană de contact, atunci pe site, la detalii de contact xtb.ro, veți găsi o astfel de persoană și o adresă de e-mail la care să luați legătura cu noi. Mă bucur însă că e de interes acest webinar și că doriți să-l reparcurgeți. Bun, suntem spre finalul discuției noastre. În momentul de față, dacă există întrebări la care nu am răspuns deja, ele sunt binevenite. În cazul în care totul este limpede sau e nevoie de mai mult timp pentru a digera eventuale întrebări, eu le aștept în continuare. Putem să discutăm ori la edițiile viitoare, ori aveți adresa de e-mail aici, claudiu.cazacoron@xtb.ro, site-ul și un număr de telefon. Sigur, găsiți și webinarele din trecut, bineînțeles, și avem și despre Lyft și despre Boeing și alte câteva titluri și arhiva continuă să crească. Mulțumesc pentru atenție. Sper să aveți o zi reușită și profitabilă în continuare și să ne reauzim cu bine. Toate cele bune, pe curând, la revedere!